lăsat. Să vezi, domnul, cum mă poartă frunză în vânt. Inima nu fi haină, că ai și tu un pic de vină, dacă n-am o zi senină pe pământ. Deci, cetatea Liteni e undeva sus de tot, dincolo de pădurea asta, și avem de urcat 30 de minute, poate mai mult. Salutare de la cetatea Liteni din județul Cluj. Cetatea se află pe raza satului Liteni, pe o stâncă din asta foarte abruptă, deasupra văii Iara. Drumul până la cetate se face prin pădure, se urcă destul de înclinat, ușor abrupt, până aproape de cetate. Eu cred că am făcut 20-30 de minute, sincer nu m-am cronometrat, dar atât să zic că am făcut. Iar apoi aici la cetate, din păcate sau din fericire, n-am fost în interiorul cetății, în curtea interioară, pentru că atât când m-am jucat eu pe aici cu drona și cât am încercat să găsesc o cale de acces, până mi-am dat seama din dronă care este calea de acces, deja era prea târziu. Și n-am mai avut efectiv chef să mă duc și până în centrul cetății. Bătea vântul foarte, foarte tare. Eram atent să nu pățească ceva și drona și n-am vrut să mai intru. Oricum, cetatea, ca de altfel multe alte cetăți pe care le-am vizitat eu din astea medievale, este pe vârful unei stânci și priveliștea din jurul cetății, dar și de deasupra și din proximitatea cetății este foarte mișto, foarte faină. Se văd tot felul de păduri, stânci, văi și așa mai departe, localități. Cetatea este înscrisă pe lista monumentelor istorice. Are cod A, adică de interes național. Din punct de vedere istoric, din ce am înțeles, ar fi fost atestată documentară în 1324. Sub numele de Castru Mleta. Deci, dacă și prin zona asta ar fi fost vreun castru ceva, nu știu nici asta să vă spun concret. În 1405, împăratul Sigismund de Luxemburg a dăruit cetatea orașului Cluj, iar apoi a împărțit moșile cetății, pentru că cetatea avea rondată mai multe localități, mai multe moșii din jurul ei, le-a împărțit mai multor persoane. După ce a murit regele Sigismund de Luxemburg, cetatea a trecut din mână în mână pe la mai mulți proprietari. Prin 1500-1562, cetatea a fost grav avariată din cauza unei explozii. Explozia provenind de la magazia de pulbere din subsolul cetății, deci efectiv dintr-o inatenție probabil a sărit în aer toată fundația cetății și a aruncat în sus, în stânga și în dreapta zidurile și turnurile și așa mai departe. A fost grav avariată. Tot încerc să-mi aduc aminte din ce am mai citit. Nu există date precise cum aceasta a fost abandonată și cum a fost efectiv total distrusă în afara acelei explozii, dar înțeleg că aici s-a petrecut o luptă
lupta curuților condusă de Francisc Racoții al doilea, de la începutul secolului al XVIII-lea, și după ce lupta s-a încheiat, automat că și cetatea a avut de suferit. Pe harta Iosefina Transilvaniei din 1769-1773, cetatea apare sub numele de Atles Șlob, dacă eu am zis bine, adică vechiul castel. Da? Priveliștea e faină, cum v-am mai spus. Dacă nu aveți ce face și vreți o plimbare din asta așa mai prin natură și puțin efort, merită să urcați. Sunt efectiv ruine. Eu am mai vizitat cetăți astea medievale unde la fel erau ruine, dar aici parcă ruinele astea sunt și mai ruine, dacă pot spune așa. Eu am venit dinspre Turda, am făcut aproximativ 45 de minute cu tot cu trafic, pentru că se tot lucrează pe drumul dintre Turda și Liteni, unde sunt eu acum. Inițial am crezut că o să plouă pentru că era destul de norat, însă norii s-au cam spart și acum e destul de fain. Cât am filmat eu pe aici a fost destul de fain. Cam atâta de aici, de la cetatea asta medievală. Fiind aproape de Turda, am zis să o vizitez. Sincer, eram așa puțin în dubii dacă să vin sau nu, dar am făcut bine că am ajuns. Între timp, cât am stat eu pe aici, au mai venit 3 persoane, 2 băi și o fată, care, din ce am vorbit cu ei, se pare că vor să facă un fel de escaladă sau ceva alpinism pe zidurile cetății. Da, fiecare cu pasiunea lui. V-am salutat, numai bine, ne vedem la următorul obiectiv turistic și istoric. Salutare!